Din nou, detalii despre situația banilor și a carierei astăzi. Berbec s-ar putea ivi ocazia să vă asociați într-o afacere care promite să producă beneficii materiale importante. În a doua parte a zilei, o persoană apropiată v-ar putea propune o colaborare pe termen lung. Taur, în prima parte a zilei este posibil să încasați o sumă de bani la care nu vă așteptați sau care vine cu întârziere. Ar putea fi vorba despre o primă sau despre un împrumut pe care l-ați solicitat mai de mult. Gemeni, în prima parte a zilei este posibil să nu reușiți să vă concentrați din cauza unor tensiuni în relația cu un coleg de muncă. Pentru a duce la bun sfârșit tot ce v-ați propus pentru astăzi, acordați prioritate lucrurilor importante. RAC, capacitatea foarte bună de comunicare vă poate ajuta să stabiliți noi relații de parteneriat. Încep să apară rezultatele financiare ale muncii depuse în ultima vreme. Leu, în prima parte a zilei s-ar putea să resimțiți o stare de confuzie sau de oboseală. Amânați activitățile și deciziile importante, fiindcă este posibil să nu găsiți soluțiile cele mai eficiente și să vă alegeți cu pagube. Fecioară, este o zi bună pentru activități de studiu și învățare și pentru călătorii în interesul familiei. Aveți ocazia să vă faceți remarcat în societate. Balanță, în prima parte a zilei, intuiția și imaginația creativă vă pot ajuta să vă afirmați în plan profesional și în societate. Profitați de această zi favorabilă, dar fără să forțați lucrurile. Scorpion, la locul de muncă și în afacere ar fi bine să amânați deciziile importante și să vă limitați la activități de rutină care nu necesită atenție și concentrare. Săgetător, pe plan financiar nu stați grozav, dar puteți avea succes în activități casnice și în societate. Nu vă îngrijorați, în scurt timp situația va reveni la normal. Capricorn, s-ar putea ca o nereușită în plan profesional să vă ambiționeze și să vă îndemne să vă asumați mai multe riscuri. Nu vă lăsați descurajat și rămâneți prudent. Vărsător, se pare că sunteți stresat pentru că nu primiți niciun sprijin la serviciu. Aveți grijă să nu-i jigniți pe cei din jur. Pești, aveți posibilitatea să puneți în aplicare o idee de afaceri la care vă gândiți de mai mult timp. S-ar putea ca o persoană apropiată să vă propună o colaborare promițătoare. Atât pentru astăzi, eu vă doresc un final de săptămână excelent. Mulțumim tare mult.